Alegeri locale parțiale în 23 de județe. Cetățenii cu drept de vot din 6 orașe și din 30 de comune au fost chemați la urne pentru a-și alege primarii ori consilierii locali. Cele șase orașe în care au fost organizate alegeri parțiale sunt Bragadiru din județul Ilfov și Mleu Silvaniei din Sălaș, Vicovul de Sus din județul Suceava, Târgu Bujor din Galați, Bocșa din județul Caraș-Severin și Filiaș din Dolj. Majoritatea candidaților la fotoliul de primar au ieșit de la vot în prima parte a zilei, între ei și candidatul la primăria Bragadiru, Gabriel Lupulescu. Am votat pentru schimbare, într-adevăr, în bine orașului pentru modernizarea orașului. La funcția de primar al orașului Bragadiru candidează șase persoane, printre care Costin Ioniță și Teodora de Sagă. Cu toții s-au prezentat la urne în cursul zilei și fiecare a votat conform convingerilor și scopului pentru care s-au lansat în cursa electorală. Localnici au mers la urne cu speranța că vor alege un edil bun pentru orașul lor. Pentru ce ați votat? Pentru un Bragadiru mai bun și mai curat. Bragadiru să fie mai frumos decât până acum și să fie mai multe investiții, eventual și în zona nouă a orașului, iar nivelul de trăi al locuitorilor se crească. Alegătorii își pot exercita dreptul de vot în localitatea de domiciliu sau de reședință în baza unui act de identitate valabil. Se poate vota și cu un act de identitate românesc care a expirat în perioada 1 martie 2020-27 iunie 2021. Cetățenii Uniunii Europene înscriși în lista electorală complementară pot vota pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea. Pentru a intra în secția de votare, alegătorii trebuie să poarte mască de protecție și să respecte distanța socială.